De ce? În calitatea mea de președinte a Parlamentului, solicit domnului Donciu să-și dea demisia ca să nu mai pună plenul Parlamentului și Parlamentul în situația să-i votăm revocarea dumnealui săptămâna viitoare. Mai mult ca atât, că integritatea domnului Donciu întotdeauna a fost pusă sub semn de întrebare și lucrul ăsta a fost solicitat de mai multe ori și de societatea civilă. Iată de ce mă adresez domnului Anatol Donciu ca o declarație politică mai mult, este să-și dea demisia.